Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. De la ora 21:55 pe HBO Comedy, puteți urmări filmul de animație Hotel Transilvania, extravagantul hotel de 5 stele al lui Dracula, unde monștrii și familiile lor se pot simți în largul lor, fără a fi deranjați de oameni. Într-un weekend cu totul special, Dracula i-a invitat pe câțiva dintre cei mai faimoși monștri ai lumii pentru a sărbători cea de-a 118-a aniversare a fiicei sale Mavis. Dar sunt luați prin surprindere de sosirea la castel a lui Jonathan, un turist rătăcit în vârstă de 21 de ani. Dracula îl deghizează pe Jonathan într-un monstru și se străduiește să-l țină departe de Mavis, rebela și curioasa lui fiică. Welcome to Hotel Transylvania. It's a place I built for all those monsters hiding from the persecution of humankind. A place of relaxation and tranquility. Hello? A human? What is this place? Just a normal hotel, nothing going on here. I'm terribly sorry. This is my mistake. What is wrong with you people? De la 22:25 pe iConcerts, îl puteți asculta pe James Blake live at Pitchfork Paris Festival. La începutul anului 2011, James Blake a apărut de nicăieri, însă a reușit foarte repede să se impună pe piața muzicală. Compozitor și cântăreț britanic de muzică electronică, James Blake a câștigat premiul Mercury 2013 pentru cel de-al doilea album al său, Overgrown. Albumul său de debut a ocupat locul 9 în Regatul Unit al Marii Britanii. Pe TVR1 de la ora 22:10 puteți urmări filmul Sala de Bal. Acțiunea se petrece într-o singură seară la un club de dans din São Paulo. 5 grupuri de personaje, fiecare cu dramele sau micile sare bucurii, îi spun aproape fără cuvinte poveștile de iubire, singurătate, trădare, deznădejde, pe fondul muzical de mare expresivitate, susținut de o celebră cântăreață braziliană de samba, Elza Soares. De la ora 22 pe Discovery Investigation, puteți urmări documentarul Gesturi Disperate, o nouă serie despre imboldul imbatabil al disperării, o forță atât de puternică încât poate împinge un om să facă orice doar ca să scape cu bine. Când anumiți indivizi se simt încolțiți, instinctele animalice ies la iveală și cetățeni aparent ireproșabili ajung să comită gesturi incredibil de periculoase și de nesăbuite. Aflăm povești inimaginabile ale unor persoane atât de disperate să își salveze căsnicia, să câștige custodia asupra copiilor sau să își păstreze banii câștigați cu sudoarea frunții, încât au fost în stare să comită acte cumplite de violență și chiar crime. Pe AXN de la ora 23:50 puteți urmări un nou episod din serialul Polițiști fără frontiere. Acesta este un serial despre o unitate specială a Curții Penale Internaționale care anchetează infracțiuni ce au loc în mai multe țări, le dă de urmă vinovaților și îi aduce în fața justiției, luând naștere astfel o unitate FBI internațională. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă! Deschide poliția!
Așa au fost treziți de trupele speciale câțiva suspecți într-un dosar de evaziune fiscală cu fier vechi. Au fost 9 percheziții ale polițiștilor de investigare a criminalității economice sub coordonarea procurorilor buzoieni la sediile mai multor firme și la locuințele a 3 persoane în Buzău, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București. La Buzău, polițiștii au descins în comuna Scutelnici, acolo unde au fost deschise firmele bănuite de evaziune fiscală. Anchetatorii spun că timp de 2 ani, suspecții nu treceau operațiunile realizate în documentele contabile ale firmelor deținute. De asemenea, în tot acest timp, aceștia au apelat și la alte metode pentru a ascunde afacerile ilegale și a scăpa de plata taxelor către stat. Astfel, suspecții au reușit să păgubească bugetul de stat cu peste 4 milioane de euro. Din cercetări a reieșit că în perioada 2016-2018 persoanele ar fi înregistrat în evidența contabilă a 2 societăți comerciale cu sediul social în Buzău documente false de achiziții de deșeuri de materiale reciclabile provenite atât de la persoane juridice cât și de la persoane fizice. Sumele încasate din vânzarea bunurilor ar fi fost rulate prin sistemul bancar prin diverse retrageri de numerar în baza unor justificări nereale. În baza mandatelor de aducere, cele 3 persoane, un bărbat și 2 femei cu vârste cuprinse între 28 și 48 de ani din București, au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. 3 persoane, un bărbat și 2 femei cu vârste cuprinse între 28 și 48 de ani din București, au fost conduse la sediul poliției Buzău pentru audieri. Tragedie în această dimineață pe raza localității Războieni. Un șofer a adormit la volan și a intrat pe contrasens, unde a lovit un camion care circula regulamentar. În urma impactului violent, autoturismul a fost proiectat în afara părții carosabile. O femeie în vârstă de 44 de ani care se afla pe scaunul din dreapta a șoferului a murit. Conducătorul auto a fost rănit, acesta fiind transportat la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Campionatul mondial de basket din Spania ia startul în această seară în direct la DigiSport 3. De la ora 22, Statele Unite cu 4 titluri mondiale în palmares înfruntă Finlanda. Național aflat abia la a doua prezență la un turneu final. Campioana mondială și olimpică Antitră speră să devină a doua echipă din istoria competiției care își apără titlul, după Brazilia în 1963. Dacă va deveni regină în Spania, SUA va egala la numărul de titluri selecționat a Serbiei. Cele mai multe dintre trofeele balcanicilor au fost luate însă în perioada în care aceștia concurau pentru Republica Iugoslavă. Beneficiară a unui wildcard, reprezentativa Finlandei se va baza și pe un jucător din Liga Națională. Campion cu CSU Ploiești, Gerald Lee, speră să impresioneze împotriva Dream Team-ului american în meciul care va avea loc în Biscaya Arena din Bilbao. Marc Marquez a fost cel mai rapid în prima zi a Marelui Premiu MotoGP de la Silverstone. Marquez a dominat ambele sesiuni de antrenamente, iar la sfârșitul zilei a fost mai rapid cu peste jumătate de secundă față de germanul Stefan Bradl. Ducati și-a plasat din nou un reprezentant în prima linie provizorie, iar acesta a fost italianul Andrea Dovizioso. Britanicul Scott Redding a încheiat în postura de lider al categoriei Open. Redding a fost al 6-lea. Antrenamentele de vineri au adus câteva rezultate greu de anticipat. Jorge Lorenzo a fost al 11-lea, iar Valentino Rossi doar al 13-lea. Doctorul nu a urcat pe podium niciodată în cursele MotoGP de la Silverstone. Antrenamentele cu numărul 3 se vor desfășura astăzi, de la ora 11, și vor putea fi urmărite în direct pe DigiSport 1. La Moto2, spaniolul Luis Salom a fost protagonistul unui accident spectaculos. Pilotul iberic a pierdut controlul motocicletei într-un viraj și nu s-a mai putut redresa. Salom a căzut cu capul în jos, iar la contactul cu asfaltul, casca sa a scos scântei. A scăpat însă nevătămat și a ieșit de pe pistă pe propriile picioare. La noapte, nord-vestul, nordul și centrul țării vor fi norări, dar numai izolat ploi slabe în primele ore, iar în rest cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Dobrogea și pe crestele montane. Temperaturile minime se vor încadra între 7 și 14 grade, mai ridicate pe litoral. În capitală cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 11-13 grade.
Mâine vremea va fi răcoroasă pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Cerul va avea norări în nordul și centrul țării, precum și la munte, unde doar izolat va ploua slab. În restul teritoriului, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor avea valori de la 17-18 grade în depresiuni până la 26-27 de grade în sud-vestul Olteniei. În capitală, vremea va fi răcoroasă, cu o maximă a temperaturii aerului în jurul a 24 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La munte, vremea va fi răcoroasă, deși valorile termice diurne vor marca o creștere ușoară față de cele din intervalul precedent. Cerul va avea norări și va ploua slab, izolat ziua, iar noaptea pe arii extinse în Carpații Orientali, local în Carpații Meridionali și izolat în Carpații Occidentali. Cantitățile de apă punctiform mai pot cumula în jurul a 15 litri pe metru pătrat, cu precădere în nordul Carpaților Orientali. Vântul va avea intensificări cu precădere pe creste în cursul nopții. La mare, vremea va fi relativ normală termic. Cerul va fi variabil, temporar mai noros. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate spre sfârșit. Temperaturile maxime se vor încadra între 22-24 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 15 și 17 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 19 și 23 de grade. Poți califica România în programul Visa Waiver. Dacă ai orice tip de viză SUA, valabilă sau expirată de mai puțin de 4 ani, aplică acum pentru o viză nouă de tip B1 sau B2. E simplu, nu trebuie să mai mergi la interviu. Doar așa putem califica România în programul Visa Waiver și românii vor putea călători în Statele Unite fără viză. Aplică acum. Ne putem califica doar până la 30 septembrie 2024. Detalii pe calificamromânia.ro. O campanie a Guvernului României. Oprește-l pe cel de lângă tine să producă o tragedie. Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.